Alunecarea de teren care a dus la devierea șinelor de cale ferată s-a produs la câțiva kilometri de municipiul Galați, în zona lacului Brateș. Vineri dimineața, un tren cu pasageri care venea de la Bărlad a rămas blocat. Fenomenul a fost observat din fericire la timp de mecanicul de locomotivă care a oprit trenul înainte ca acesta să ajungă în zona periculoasă și nu au existat victime. La fața locului s-au mobilizat echipele Inspectoratului Județean pentru situații de urgență și ale Poliției Transporturi. Pe linia ferată ce leagă Galațiul de Bărlad, în această dimineață, la kilometrul 5, s-a produs fenomenul de alunecare de teren linia de cale ferată fiind afectată deocamdată pe o porțiune de 500 de metri. Spun deocamdată deoarece fenomenul este încă în derulare. Din fericire, în momentul în care s-a produs alunecarea de teren, nu circula niciun tren în acea zonă, acesta fiind oprit la timp în gara Tulucești. O comisie a Inspectoratului pentru Situații de Urgență monitorizează zona care încă prezintă pericol. Terenul este cunoscut drept unul cu probleme, însă niciodată pământul nu s-a deplasat atât de mult. Pe o distanță de peste 500 de metri și-n a fost contorsionată iar trenurile nu mai pot circula pe ruta Galați-Burlad. De aceea, sarcina de a transporta călătorii revine transurbului. Nu se mai poate circula cu garniturile de tren pe această rută, deci până în Tulucești, urmând ca noi să facem această transbordare. Deci am înțeles că trenul va circula doar de la Tulucești către Bârlad, urmând ca noi să preluăm călătorii și să-i aducem la Galați. Nu este prima dată când în zona au loc alunecări de teren, calea ferată fiind afectată de surpări și în 1982, însă pământul nu s-a deplasat la fel de mult, iar linia de cale ferată a putut fi refăcută în 2 ani.